Ion Lungu a afirmat că taxele și impozitele locale în anul viitor nu vor crește, dar el propune majorarea taxei de salubritate. Bugetul pentru anul 2014. Pentru a face bugetul, sigur, prima dată ne trebuie taxele și impozitele locale. Vom intra în ședința de Consiliu Local din data de 19 cu taxele și impozitele locale, la fel ca în anul 2013. Nu vom majora aceste taxe. Îmi mențin punctul de vedere și voi intra cu un proiect de hotărâre, chiar dacă nu cred că sunt sonzi de izbândă, nu va fi votat de consilierii locali. Este vorba de creșterea taxei de salubritate de la 3 lei la 5 lei. Așa cum am spus, în toate orașele din țară, nu mai spun, chiar multe comuni din jurul nostru au taxe de salubrizare mai mari decât municipiul Suceava. O spun tot cu toată responsabilitatea. Banii nu ajung la salubritate, avem restanțe de 20 miliarde din casat. Sigur, câți bani plătim la firma de salubritate, atâta curățenie, atâta dezăpezire se face. Vin oameni care vin și reclamă la primărie că a nins, a viscolit, nu se intervine pe aleile secundare în fața blocului. În măsura în care nu vom avea bani, nu vom putea face aceste intervenții pe străzile secundare, ne vom limita la bulevardele principale. Eu am văzut undeva într-un raport la în comisie care s-a făcut la Termica că primarul din populism n-a majorat prețul la energia termică. Sigur, nu din populism. Primarul n-a majorat prețul că nu se plătește, nici la 185 de, știi că avem atâtea mari probleme. Tocmai de asta, mâine nu vreau să spun că, uite, primarul nu și-a făcut datoria, dacă n-a avut bani, de ce n-a cerut mărirea taxei? Eu propun mărirea taxei la o valoare decentă, 5 lei față de 10 lei cât e la Constanța, la jumătate. Se va aproba bine, nu? Iarăși bine, vom face curățenie, dezăpezire, de câți bani avem. Execuția bugetară în 2013, comparativ cu 2012 la 1 decembrie, este la nivelul de 65,75%. Lungu a spus că bugetul pe 2014 va fi în jurul cifrei de 280 de milioane de lei. Mergând la execuția bugetară, bugetul anului 2013, comparativ cu anul 2012, la data de 30-11, la 1 decembrie, dacă vreți, este realizat într-o proporție de 65,75%, de 65% avem încasările anul ăsta față de anul trecut. Un lucru îmbucurător este faptul că la venituri proprii, acolo ne-am făcut niște eforturi extraordinare cu dublarea numărului de salariați la compartimentele de executare silită, gradul de realizare mai mare cu 3%, deci 103,4%. Deci am încasat la venituri proprii mai mult în anul 2013 decât în anul 2012. Sigur, încasările mai mici sunt în primul rând la fonduri europene, unde avem încasat mai puțin cu 20 de milioane de euro și firesc și normal, pentru că în anul 2012 s-au desfășurat, s-au încheiat niște proiecte importante, parcările subterane, asfaltarea axului principal, centrul tradițiilor populare. În acest an am avut doar cele 3 străzi rămase din proiectul de fonduri europene la reparatul străzilor. Și la fel avem sume mai mici, cu aproape 5 milioane de euro, 20 miliarde de lei vechi la TVA. TVA mai puțin, sume, mă rog, repartizate din TVA mai mici cu 5 milioane de euro față de anul 2012.